Bine, v-am găsit și oficial în întâlnirea lunii iunie. Și să ne fie cu folos și cu drag și cu bucurie și cu pace și cu ușurință și să alegem din tot ce vom discuta astăzi să dezvoltăm potențialitățile pe plus, să o facem simplu și ușor și să le aducem în viața noastră cât mai multe și cât mai ușor și cu blândețe, și pe celelalte să le lăsăm să treacă cu blândețe pe lângă noi. Și spuneam în culise, înainte să încep înregistrarea, că o să vă povestesc și un exemplu de așa nu sau vreo trei așa nu din listă cu care tocmai m-am confruntat, da? ca să vedeți sub ce forme apar anumite lucruri și la ce să fiți atenți, atente în luna aceasta. E o lună în care avem multe oportunități, avem și provocări, bineînțeles, e o energie dinamică, o să vedeți că suntem destul de în mișcare cu totul, mai ales în prima parte a lunii suntem destul de pe repede înainte. O să facem astăzi o trecere în revistă a tendințelor pe care le avem și o să vă povestesc și ce meditații am ales. M-am uitat pe formularele voastre, vă mulțumesc pentru ce ați completat m-am -am gândit la cum pot să adaptez cel mai bine ce oportunități avem în luna asta. Povesteam înainte să pornesc înregistrarea că universul ne susține pe o temă la care nu aveam teoretic, nu găsisem în zona de bază susținerea și am găsit-o într-un element cheie bine ascuns și ne ajută exact pe ce avem nevoie și o să adaug și partea asta, nu era adăugată pe ultima 100 de metri, am găsit-o. Uh, ideea este să Facem tot ce putem mai bun cu ce avem. Vă reamintesc: concentrați-vă pe ce aveți, folosiți ceea ce aveți, că avem toți posibilități ca să construim și mai mult, și mai ușor, și mai cu blândețe, și mai cu bucurie. Asta ne doresc nouă tuturor. Bun, am să trec acum să facem setarea de intenție pentru. Pentru această lună am să vă rog, nu avem nevoie de direcții, pentru că încă luna nu este începută. Luna, luna începe de pe data de 5 iunie, noi suntem pe 2 iunie acum, și asta înseamnă că dacă am sta pe direcții, oricum e altceva acolo, deci nu are sens. O să vă dau eu direcțiile și începeți meditațiile acestea de pe data de 5 până pe data de 4, inclusiv le folosiți pe cele pe care le aveți deja. Mai profitați de ele. Bun! Așa, stați să mai primim pe cine mai vine. Așa, o să vă rog să vă închideți ochii, să vă așezați într-o poziție relaxantă și să inspirați, să expirați și să vă dați voie să curățați tot ceea ce nu vă este benefic, să vă dați voie să primiți acele daruri care sunt pentru voi atât cât este benefic și permis aici și acum și cer amplificarea în timp și creșterea capacității noastre de a elibera cu blândețe și de a integra din ce în ce mai multe daruri. Setezi intenția să ajungă la noi doar energiile benefice, atât cât este permis pentru fiecare cu blândețe și cu bucurie. Cer claritate și curățare a ceea ce nu este benefic, și un loc rămas liber să vină darul și energii benefice pentru fiecare dintre noi, să ne vină resursele cu pace, cu blândețe și cu bucurie. Și mai uh, rog îngerii de lumină și ființele de lumină care pot și vor să ne ajute, să ne susțină, să curețe în timp real câmpul de tot ceea ce eliberăm acum și tot pe parcursul lunii când lucrăm cu meditațiile să curețe tot ceea ce nu este benefic în timp real și neapărat cu blândețe. Și cu acordul vostru o să vă rog să spuneți da, o să pun un simbol de lumină al unui îngeraș. Ca să rugăm să curețe în timp real grupul și toate energiile nebenefice din cadrul grupului, tot ceea ce se descarcă, tot ceea ce eliberăm, Și cer deschiderea unui portal de lumină, de materializare, de manifestare, de vindecare extrem de puternic. Inspiră și expiră. Armonizează în noua energie. Și cu deschidere, cu bucurie și în deplină protecție. Când te simți pregătită, o să deschizi ochii. Și tocmai am făcut meditația de deschidere de câmpuri și de curățare de câmpuri ca să putem să luăm tot ce este mai bun din ceea ce vom descoperi și din ceea ce vom face aici, împreună. Dacă aveți întrebări, o să vă rog să mi le puneți pe chat, o să mă mai opresc așa cum v-am obișnuit, o să mă mai opresc pe parcurs ca să vă mai întreb dacă este ceva neclar până acolo. Dacă vreți să intrăm mai în detalii pe vreo temă, îmi dați de, de veste și facem zoom-in acolo, da? Cu bucurie și cu șurință, normal, nu altfel, vă rog. Gata, imediat să mă duc eu pe prezentare și să vă dau un share screen. O să fac o scurtă recapitulare pe care o facem de fiecare dată, da, de ce? Pentru că o consider o reamintire utilă de fiecare dată. În primul rând, am setat intenția și curățarea pentru grup, care este un punct de start necesar, zic eu, ca să, să direcționăm energia spre ce vrem, spre ce ne este necesar și benefic. Apoi, o să facem o scurtă introducere în energiile lunii cu provocările potențiale. De deci ce am subliniat potențial din potențiale? Pentru că, în practică, totul este un potențial și plusul și minusul. Plusul e posibil să se întâmple dacă noi facem lucruri în direcția respectivă și e posibil să ratăm dacă nu facem nimic. Pe de altă parte, minusul e posibil să se întâmple dacă facem a, acțiunile nebenefice, nepotrivite sau nerecomandate, și este foarte posibil să nu se întâmple dacă noi acționăm conștient și alegem în cunoștință de cauză și mai bine. Deci, totul este o potențialitate. Degeaba auzim că luna asta Zodia X o să facă foarte mulți bani. Dacă Zodia X nu face nicio acțiune suplimentară față de ce face de obicei este destul de probabil să nu primească mai mulți bani. E destul de simplu, adică dacă nici măcar nu joacă la loto, nu, asta este. Așadar, faceți, vă recomand, lucrurile în direcția bună, inclusiv unde o să vă dau niște zone de potențial de minus. Să vă aduceți aminte că noi totdeauna potențialul ăsta putem să-l alchimizăm. Avem capacitatea de a alchimiza orice lucru cu cât ne dezvoltăm mai mult, alchimizăm și mai multe și mai ușor și să le transformăm în oportunități. Fiecare provocare are oportunitate în ea. Nu uitați asta, cel puțin una. Și să le vedem și să le valorificăm, să și asta ca intenție pentru noi. Apoi, o să vă dau câteva soluții, recomandări. Acum, de data asta, le-am mai inserat un pic și pe parcurs, dar sunt și undeva spre final puse, cum le puneam de obicei. O să avem meditațiile lunii iunie, de data aceasta o să facem două meditații și vă rămân trei din cele de luna trecută, cu mențiunea că o să schimbăm direcția și o să vă mai dau niște mici modificări la ele pe care să le adăugați voi în comandă, după ce ascultați ce zic eu, vă faceți completarea voi cu ce, ce este acolo. Avem două meditații noi luna aceasta. Nu este obligatoriu să le faceți pe toate, chiar vă recomand să nu le faceți pe toate, pentru că dacă vă luați obiective foarte diferite, o să fie destul de greu să le urmăriți. Fiecare necesită și urmărire, fiecare obiectiv al nostru, fiecare obiectiv al nostru necesită și pași în direcția lui, acțiuni concrete, și dacă ne împrăștiem prea mult, nu mai reușim nici să le urmărim, nici să le facem, și nu ăsta este scopul. Amintiți-vă că mereu o să avem timp, nu trebuie să le băgăm pe toate la grămadă, luați ce este cel mai important pentru voi aici și acum, pentru că luna următoare putem să luăm un alt obiectiv și să lucrăm pe el. Apoi, la final, o să mergem pe partea de întrebări și răspunsuri. Și vă reamintesc că ne vedem pe data de 6 iunie, în intervalul ăsta de acum, până pe 6 iunie seara. Vă rog să faceți o corelare între ce vă doriți voi. Ce provocări aveți ce vă împiedică să obțineți ce vreți voi și ceea ce vă spun din luna asta și meditațiile pe care le vedeți disponibile luna asta. Iar în întâlnirea de pe 6 iunie, unde vă recomand să fiți în număr cât mai mare prezenți, prezente, de ce? Pentru că atunci o să vă dau recomandările și o să puteți să mă întrebați cum însetezi intenția și ce program să fac luna asta ca să pot să obțin X. Și o să vă ghidez. Partea bună este că lucrând cu grupul, o să putem învăța și unii de la alții, pentru că noi avem multe lucruri în comun, noi oamenii în general. Și atunci e păcat să nu învățăm și de la ceilalți. Haideți să folosim la maximum de capacitate. Iar la final o să ajungem la întrebări și răspunsuri, dar după cum spuneam de obicei, mai intrăm și pe parcurs. Bun. Meditațiile lunii iunie sunt cele primele trei, sunt cele pe care le aveam. Aveam curățarea energetică care se păstrează în fiecare lună și unde aveți și elementul de claritate, deci vă recomand cu drag aia și cea de energie, vitalitate, motivație, alea chiar vi le recomand să le faceți zilnic, indiferent, independent de scopul pe care îl aveți. Ele vă vor susține să curățați ce nu vă ajută, să aduceți motivație, voință, energie, vitalitate, ca să le puteți susține pe celelalte. Și atunci, astea intră ca principale, și din perspectiva mea, ca nenegociabile. Știți că ele durează 5 minute în medie sau până în 5 minute. Știți că aveți opțiunea, dacă vreți, după ce vă obișnuiți, să le puneți pe viteza 2X pe YouTube și atunci le faceți în două minute jumate. Adică nu vă iau foarte mult, chiar nu vă iau foarte mult. Astea două le veți face dimineața, ambele, asta o veți face seara, asta nu vă recomand seara, pentru că decât dacă aveți vreo petrecere sau vreți vreo noapte albă, da? Asta este efectul unei cafele foarte puternice. Cine mă mai știe de prin alte grupuri, am mai licitat cafeaua, cafeaua astrală. Asta este cafeaua astrală. Este echivalentul cafelei astrale. A treia meditație pe care o avem este una pe care o păstrăm de tura trecută și o să vă mai dau niște completări și o direcție nouă. De ce? Pentru că partea de reziliență, de perseverență, de disciplină avem nevoie mulți dintre noi de ea. Iar partea de bani și de abundență și de independență financiară, din nou, toți cred că o vrem, nu cred că este cineva de aici care spune, băi, eu nu vreau, mă. nu vreau mai mulți bani și independență pe termen lung, nu, nu, eu, eu nu vreau. Și așa că o avem și pe asta, vă rog să, să vă amintiți că ce construim prin asta este pe termen mediu și lung, da? Le gândim cumva mai la lung. Bun. O să avem o altă meditație care este pe stări emoționale, pe sănătate și pe recuperarea stării de sănătate, atât fizic cât și uh, emoțional, pe calmare emoțională, pe curățare mentală și pe întrerupere de obiceiuri negative. Iar aici se mai găsește partea asta pe care am pus-o greșit în cealaltă meditație. Tot pe zona asta avem și partea de armonizare relații și de îmbunătățire și pe conectare în relații încât să existe un, um, un beneficiu de ambele părți și să fie o relație din ce în ce mai benefică. Iar astea le puteți folosi ca intenție, inclusiv pe relațiile de cuplu, pe relațiile cu copii, pe relațiile de la muncă pe colaborări, pe orice fel, pe relațiile cu clienții, da? Ca să fie relațiile cât mai armonioase. Și vă garantez că luna asta avem nevoie de relații mai armonioase, da? Ce aveam deja provocările și am primit de la voi mesajele. E, să știți că luna asta mai sunt niște, niște provocări, mai ales dacă o să cădem în niște capcane. O să vă povestesc când ajungem pe parcurs în ce capcană am picat eu, dar acum, exact înainte să începem. Bun. Apoi, mai este încă o meditație nouă care este așa, pe învățare și aplicarea ceea ce învățăm. De ce? Pentru că de multe ori noi poate cerem sau ne dorim memorie mai bună, să învățăm, să ne concentrăm, că aici la învățarea asta intră tot ce înseamnă memorie, concentrare, focus, dar este esențial să aplicăm ceea ce învățăm, pentru că deja vă învăț dacă... Doar le adun și aia este. Aici am mai adăugat deprinderea de noi abilități care să ne aducă profit. Aici avem sub, partea asta de susținere pe zona de teme academice. De ce vă spun, mai sunt printre voi persoane care au de susținut examene importante de lucrat la niște... Teze de doctorat etc. da? Teme din astea care necesită concentrare, este o parte care necesită învățare și punerea într-o structură a informațiilor și a ceea ce ați învățat. E avem o susținere pe partea asta și am zis că o voi adăuga în meditație. În egală măsură, aici putem să deprindem noi abilități care să ne ajute să creștem afacerea, să ne creștem business-ul sau să ne ajute să avansăm în carieră. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă vreau o promovare la job, dacă vreau să fiu văzută mai bine la job, dacă vreau să fiu susținută, dacă vreau să trec la următorul nivel, tot asta mă va ajuta. Ce vă recomand eu aici neapărat este momentul în care cereți promovarea, expansiunea business-ului, cereți să dezvoltați în voi și să vă devină naturale acele abilități care vă ajută pentru că este clar că versiunea mea de astăzi, dacă nu are încă ce vrea, înseamnă că nu are toate abilitățile dezvoltate din ceea ce ar avea versiunea care are. Și atunci ca să umplu golul între versiunea mea de astăzi, care îi lipsesc niște abilități și versiunea mea de mâine, care are abilitățile și uh, care are uh, rezultatul pe care mi-l doresc, golul se umple de multe ori cu aducere de abilități sau prin curățarea ce nu este benefic. Eu știți că de obicei, eu vă recomand să lucrați mai întâi pe partea de curățare, curăț tot ce mă împiedică să lucrez la temele mele, să învăț și să reușesc să am succes la examen, să memorez, să pot să pun piesele cap la cap. Curăți mai întâi cu meditația de la punctul 1 și apoi folosesc partea asta de activare, da? de. Uh, abilități care să mă ajute, capacitatea de a mi le dezvolta mai ușor și de a le integra. Avem aici susținute planurile executate cu succes, avem aici zona de faimă și de popularitate bazat pe cunoașterea noastră și pe ce vrem noi. Adică putem să ieșim mult mai mult în față și să fim remarcate, remarcați prin ceea ce facem, prin ceea ce știm. Putem să fim mai bine văzuți, în bine să spun, ca experți. Putem să avem o comunicare mai clară, n-am notat-o acolo, dar aici să știți că merge foarte bine adăugată și partea asta de claritate în comunicare. Relațiile armonioase, repet, sunt mutate în partea asta. La le-am pus eu unde nu trebuie. Da, e ok. Aici avem, aici avem un alt bonus, nu vi l-am trecut aici. Când ajungem la meditație o să vi-l dau acolo. E legat de zona de succes. Așa, deci mai vine așa, o cireașă pe tortul ăsta. Astea sunt meditațiile pe care le vom folosi în luna asta și să le folosim cu succes, cu drag, cu bucurie și cu rezultate cât mai faine și măsurabile, neapărat. Ioana, unde le putem afla? Învăța și pe acelea. Care dintre ele, te rog, că ți-am răspuns cu întârziere și nu mai știu exact despre ce povesteam când mi-ai scris tu. Te rog, scrie. nu vedeai șerul. Ok, acum îl vezi, da? Este tot ok? Ok, perfect, super. Oricum o să vă dau, Ioana este, este nouă lângă noi și să-i fie cu drag și cu folos și cu bucurie ce descoperă aici cu noi. Ioana, eu la început de lună, uh, ce vă dau după întâlnirea asta? Vă dau un uh, mesaj în WhatsApp în care aveți toate recomandările și aveți toate linkurile, o să vezi că ai de urmat niște direcții. O să stai așezată pe un scaun pe niște direcții, dar am să ți dau și link ca să știi pe ce, cum să măsori, corect? Și o să fie scris meditație de curățare energetică liniuță. Ăsta este linkul, direcția este cu spatele la X și fața la Y. Da? Asta vei avea o să vezi că aveți și recomandările legate de cum să vă setați intențiile și ca să vă ajut și mai mult, ne vedem ca să le clarificăm împreună. Și după care, toată luna aia, folosiți intențiile pe care le-am stabilit sau dacă mai aveți întrebări, o să avem sesiuni de întrebări și mă, mă întrebați atunci cu drag și le, le adaptăm în funcție de ce aveți nevoie. Cu foarte mare drag și să fie cu super folos. Bun. Asta o să facem în luna aceasta. Apoi, o să vă reamintesc ceea ce vă spun în fiecare lună. În fiecare lună. Um, promit că vă spun oricum. Știți că eu, eu vă explic lucrurile foarte, foarte simplu. Și sunt aici dacă aveți întrebări. Deci asta ca să, ca să se știe. Bun. Înainte de orice, vă reamintesc ce reamintesc în fiecare lună. Că mereu apar și provocări la noi toți. Da, Nu e niciunul dintre noi scutit. O să apară mai des sau mai rar. Putem să le... Uh, tratăm mai la. Uh, s-a prăbușit cerul sau la, ok, hai, în 5 minute mă reorientez eu, ce fac? Asta este diferența, cum le luăm noi, da? Cum ne setăm mintea și cum gestionăm emoțiile, la fel face diferența și asta ne ajută să ne descurcăm și cu provocările și vedem dacă provocările, în funcție de ce am făcut noi și de cum am gestionat noi mintea noastră și emoțiile noastre. Provocările pot să devină adevărate dezastre da? sau pot să devină niște super oportunități în care noi am mai învățat ceva, am mai avansat, o treaptă am trecut la următorul nivel. Vă recomand să alegeți a doua opțiune și asta, ca să puteți să o faceți, neapărat eu vă recomand lucru constant, zi de zi, oricât de puțin. Nu cred în munca din greu, eu nu cred nici măcar în rezultatele picate din cer în mod miraculos, dacă eu n-am construit nimic, n-am făcut nimic. Și atunci eu spun, haideți să facem în fiecare zi câte o bucățică mică, mică, mică și se văd diferențele. Atenție aici la o, o capcană. Am spus că o să fac un mini curs sau un video gratuit pe tema asta despre cum setăm obiectivele. Pentru că dacă eu lucrez constant, zi de zi, dar obiectivul meu nu este bine și intenția nu este foarte bine stabilită, și de-aia vom lucra împreună pe tema asta, există șanse să nu obțin ce vreau și să mă mai și descurajez. Așadar, lucru constant zi de zi ajută foarte mult și cu atât mai mult cu cât este corelat cu un obiectiv și o intenție foarte echilibrat stabilită. Asta ca să, ca să clarificăm și partea asta. Bun, mergem mai departe și vă reamintesc, noi vorbim de influențe micro, nu macro, dar ce putem controla sau gestiona noi, ce este în zona noastră și unde putem noi acționa. Pentru că știți că vă spun tot timpul că o foarte mare capcană este să ne concentrăm pe ce nu depinde de noi și să ne frustrăm legat de ce nu depinde de noi, în timp ce nu facem toate lucrurile care depind de noi. Așadar, focus pe ce depinde de noi. Și ca să vă fac și o extensie așa, să știți că ăsta este unul dintre tiparele de autosabotare. A, partea asta de a împune energia și resursele pe ceva ce eu oricum nu pot controla și nu depinde de mine, în loc să fac lucrurile alea care depind de mine, este o formă de autosabotare. Uh, revin la voi cu documentul, am întârziat cu el că săptămâna asta am fost super prinsă cu X lucruri. Este documentul care acum am ajuns, cred că, la punctul 90 sau 92. Deci nu mai sunt 78, nu mai sunt 55 cât erau inițial, sunt 90 sau 92. Uh, și revin cu el ca să le aveți și să puteți să treceți periodic prin el și să vă faceți inventarul. Și vă spun că punctul 92 este de la o clientă dragă de-a mea, care i-am dat lista provizorie, o clientă de-a mea din mentorat, i-am dat lista provizorie, și punctul 92 mi l-a adăugat ea după ce a trecut prin alea și a observat că făcea un lucru pe care eu l-omisesem să-l trec. Așadar, o să observați după ce treceți prin listele de autosabotări, o să observați în ce moduri vă autosabotați voi. După cum știți, lucrăm pe mai multe tipuri de hărți și de surse. Și influențele sunt mai puternice sau mai puțin puternice pe fiecare temă, în funcție de hărțile natale. Deci aici nu vom intra în detaliu, că n-are sens. Voi luați-le la modul general și vedeți ce se aplică la voi. Pentru că o să, o să vă dați seama de ele, o să le observați. Setez și eu intenția pentru voi să le observați și să știți să le gestionați. Asta e important. Bun. Cu ce începem? Cu faptul că pot să apară încurcături din lipsa de conștiență. Deci, a luna asta este nevoie cu atât mai mult să lucrăm partea de claritate ca să ne păstrăm pe drumul nostru de conștiență și de prezență. În egală măsură, atenție să nu intrați în dramele altora și vor apărea ocazii. Are o prietenă foarte bună de-a mea o vorbă, spune bă, nu e focul tău. Și cam așa este. Atenție în dramele cui vă băgați atenție pe cine încercați să scoateți din trăznăi și cu ce preț. Pentru că asta va presupune consum foarte mare de energie și vom pierde resurse și energie pe care nu le punem în alte părți unde ne-ar fi benefic. Distragerea asta ne poate scoate foarte rău de pe traseu. Concluzia vezi de ale în primul rând. Și o, o primă parte din exemplul de așa nu, pe care l-am făcut acum, de am decalat un pic întâlnirea noastră, a fost faptul că am intrat într-o dramă pe care cineva o stârnise dintr-un lucru foarte mărut, uh, am început să dau justificări și m-am deviat de la pregătirea mea ca să-i răspund persoanei și am stat vreo 30 de minute până la urmă cu toate discuțiile și toate cele. M-am și enervat, eu care sunt destul de calmă și a trebuit să-mi fac curățările după, adică am intrat în dramă, mi-am pus energia acolo m-am consumat, a trebuit să mă redresez. În timpul ăsta m-am distras de la ce aveam eu de făcut și am consumat și timp și energie pe povestea aceasta pentru că nu le-am prioritizat. Eu trebuia să las mesajul deoparte până îmi terminam ce era cel mai important, adică întâlnirea noastră. Asta apropo, de ce se face? Și o să vedeți că vin oameni la voi și la mine este al doilea caz într-o săptămână cu de nedreptate extrem de activate, genul acela foarte justițiar și de multe ori pe chestii destul de micuțe, genul care încearcă să-ți arate niște greșeli și să-ți pună un reflector și o lupă din aia și, dacă se poate, factor de mărire 100, pe o chestie. De acolo apar discuții. Atenție mare, nu vă justificați, nu intrați în drame, nici ale altora, nici în uh, reflectoarele puse de alții da, atenție mare, vă spun pentru că a, a apărut deja cumva și se simte deja energia, deși n-am intrat încă în lună, și vă spun pentru că eu de obicei sunt destul de calmă și destul de greu de scos de pe traseu și totuși săptămâna asta încă am cam fost scoasă de pe traseu, da, și m-am enervat în sensul ăsta. Observați, dați zoom out, ieșiți, rolul de observator, da, ce ar face X, X adică eu, Uitați-vă la voi din afară și întrebați-vă ce, ce, ar face X eu dacă ar fi foarte calm și echilibrat. Și lăsați-vă răgazul ăla, pentru că o să vedeți că o să fie mult mai ușor de gestionat lucrurile. Concluzia, vedeți-vă de ale voastre în primul rând. După ce le-ați terminat ale voastre, veți decide dacă vreți să mai intrați și în alte chestii. Dar nu vă băgați în drame, pentru că o să vă mâncați foarte multă energie. Și o să vedeți că mai este încă un element care ne poate lăsa fără energie luna asta dacă nu îl scoatem la suprafață, dar s-ar putea să fim forțați să facem, să scoatem la suprafață, o să ajungem și acolo. Bun, decizii proaste dacă le luăm după părerile altora și nu după propriile conștientizări. Aici avem nevoie de claritate, din nou, dacă vrem ceva. Și încă un lucru pe care l-am tot subliniat de vreo lună jumate, tot mi-apare în față. Nu toate părerile sunt egale. Nu oricine poate să vă dea o părere validă. Și până la urmă, și dacă vă duceți la un expert, luați lucrurile și treceți-le și prin filtru vostru, dar nu prin filtru fricilor. Dați tot așa, zoom out, observator, ok, cum este recomandarea asta pentru mine? Mă ajută sau nu mă ajută? Nu respingeți, dacă luați de la un expert, nu respingeți din prima, da? că nu e o soluție nici asta. Detașare. Cu cât lucrăm partea de claritate și de conștientizare, o puteți lucra tot pe partea, tot cu meditația de claritate, o puteți lucra și pe asta, pentru că, în practică, dacă am claritate, sunt și mai conștientă și prezentă în viața mea. Neapărat, da? Ce vă spuneam că ne mai consumă energie este atunci când ne păstrăm anumite măști, anumite aparențe față de noi și față de ceilalți, atunci când ne mințim pe noi și spunem că noi suntem ok, dar de fapt nu suntem. Și luna asta o să există destul de multe contexte în care nu ne vom mai putea minți pe noi, nu vom putea fugi de emoțiile noastre, adică o să iasă la suprafață. Vă recomand să nu intrați în panică, vă recomand să nu încercați să le împingeți înapoi, că nu sunt prea mulți de izbândă, vă recomand să le lucrați. Primul cel mai simplu lucru pe care îl puteți face este să faceți meditația de curățare și o să simțiți. Dacă o faceți nu pe aia, dacă o faceți zi de zi de două ori, o să simțiți oricum diferența. Deci doar pe aia, dacă o faceți, nu aveți chef să le faceți pe celelalte. Ok, două minute jumate dimineața, două minute jumate seara. V-am dat varianta pe 2X, da? Eu vă spun din nou, eu fac asta inclusiv la duș. Când sunt la duș, mă rotesc pe direcția care e și eu, eu le fac oricum lucrurile fără, fără meditație neapărat, că n, eu știu deja ce să cer și atunci, la mine vin în flux. Dar puteți să mergeți cât sunteți la duș, dați play la video și vă răsuciți pe direcția aia, dați play, ascultați cât sunteți acolo la duș. Vreți să o faceți la toaletă, faceți la toaletă. It's ok, doar faceți. Da? Nu vă nu intrați în zona aia dogmatică, da, ok, trebuie să respect o direcție, dar dacă nu e liniște perfectă, dacă nu sunt așezată în cea mai bună cameră din casă, dacă nu e totul spotless și să, fie, să nu fie niciun fir de praf, înseamnă că nu, nu funcționează. Ba da, da, funcționează. Stați chill core cum funcționează. Um, deci, faceți lucrurile. Și dacă ești, yes, ce faceți cu emoțiile? Foarte interesant, acum când mai ești lucrul ăsta m-a lovit o durere în tâmple, deci probabil și eu trebuie să nu mai fac niște săpări. Așa, dacă faceți, faceți curățarea inițial și după care o să aveți meditația aia cu calm și cu emoțiile și cu tot, meditația care e nouă de luna asta, o să vă recomand să o folosiți și pe aia, ca să faceți partea asta de aici, da? partea punctul 2, stați că mi-a fugit mouse Asta. Apoi, comunicarea va fi mai multă, mai ales în prima parte a lunii, dar e posibil să fie și discuții superficiale și bârfe și lucruri care nu sunt bazate pe adevăr. Așa că atenție și aici și din nou ne întoarcem. Nu intrați în dramele altora, lăsați pe fiecare să se descurce cu treburile lui, că noi avem destule de făcut, da? fără, fără să mai intrăm în rolul de salvatori sunt foarte multe vești neașteptate și ieșite din comun. Să știți că am auzit oricum și zilele astea, exact ce vă spuneam, că n-am intrat în lună, dar deja se simte luna, deci eu observ cam de o săptămână. Observ și acum lucrând la materialul pentru voi, mi-am dat seama că le-am recunoscut că s-au întâmplat sau le-am am asistat la ele. Sunt foarte multe vești neașteptate și schimbări neașteptate, ieșite din comun și din normal, la noi și la sau la restul și sunt și pe plus și pe minus. Deci pot să fie și și. Atenție la tendința de a ne justifica sau de a agita apele. Adică acel așa nu de care trebuia să-mi amintesc eu acum o oră. Da? Așa. Planificare. Putem să facem planificare care poate duce la succes, inclusiv pentru a construi faima și popularitatea. Și v-am scris un pic mai încolo pe slide că planificarea asta să nu ne băgăm în gândire exagerată și în judecată de sine, ci să facem ceva concret cu planificarea asta. Am făcut planul, execut. Am făcut planul, acționez. Da? Mergeți în pași și faceți și acțiunea, nu doar planul. Pe de altă parte, nu vă aruncați nici cu capul înainte. Este o lună care, cel puțin pentru anumite persoane, e ideal să nu înceapă neapărat lucruri noi, nu la toată lumea, pentru unii pot să fie, dar pentru unii nu, um, ca să o Concluzionez la modul general: atenție la obiectivele nerealiste, da? Avem oportunități de a avansa în carieră, de a primi un job, expansiune pe business și o să lucrăm partea asta prin meditația numărul 5. Este o lună în care pot să apare inovații, lucruri care să ne ajute sau să facă niște schimbări la nivel de societate, de omenire. Avem mai multă energie, mai ales în prima parte a lunii, dar atenție foarte mare. Eu mai subliniez lucrul ăsta. Noi când cerem de fapt energie, noi cerem energie pe care să o direcționăm bine. Dar dacă noi nu îi dăm o direcție, energia multă devine agitație și creează haos. Și atunci, dați-i mereu energiei pe care o cereți, dați-i o direcție. Când lucrați cu meditația 2, aia în care cerem energie, vitalitate, curaj, motivație, spuneți și ce vreți să faceți cu energia aia. Eu spun să am energie ca să-mi termin tot ceea ce mi-am propus în ziua asta și încă un pic mai mult și să mai rămân și cu energie la finalul lunii, la finalul zilei. Dar n-am chef să le fac pe toate și pe aia să pică o legumă din aia tuflită. Nu e asta scopul. Dacă vreți să faceți curat în casă, să știți că aia merge foarte bine dacă aveți de în spații în care n-aveți chef să intrați, că este haos și așa, faceți-o pe aia ca puteți să faceți curățenie în casă. Dacă aveți nevoie de mai mult curaj ca să faceți un proiect, să faceți o filmare, să faceți o postare, să ieșiți în față, folosiți-o. Da? Bun. Apoi, se amplifică dorința de a avansa, de a căuta sens și de a urma direcția visurilor noastre. Avem potențialul de creștere emoțională și spirituală și de mai multă bucurie. Apropo de ce ziceam, vă dau și vești bune, da? Așa. Ideea este să accesăm calea asta, cum prin rolul de, deci prin zona de claritate, conștientizare, văzându-ne de drumul nostru, da? fără să ne lăsăm distrași și fără să intrăm în dramele altora. Și în felul ăsta, dacă noi facem creșterile astea, dacă noi ne reglăm emoțional, avem șansa și mai mare să creștem și zona materială. Apoi avem ocazia de a ieși din zona de confort și de a ne depăși limitele. Și apropo de limite, știți că o parte dintre voi deja v-ați înscris și abia aștept să începem și celălalt program. Următorul nivel de la ce facem noi acum este transformați fricile și limitările în succes, fă cea mai bună viață. Aici avem fă cea mai bună lună, că facem niște pași incipienți, să zic, da? dar care fac diferența. În programul de la nivelul următor, ce facem? Lucrăm la nivel profund de transformare, convingeri. Lucrăm pe softul din spate, pe programele din spate, le scoatem pe cele care nu ne ajută și punem în locul lor altele care ne ajută, apropo de depășirea limitelor. Și lucrăm în primul modul care are trei luni, pe autosabotare, pe evoluție prin suferință și alegerea căi grele, pe respingerea binelui și a ușurinței și a bucuriei. Dacă vreți să vedeți webinariile uh, care sunt gratuite și în care am povestit destul de mult pe fiecare subiect și pe ele trei per total, o să vi le dau în total, cred că au cam șase ore. Le puneți și voi pe viteză mai mare, nu știu ce să vă zic. Um, o să găsiți multe informații super utile, super utile și astea sunt baza negativă la tot ce construim sau nu construim în viața noastră. De asta vă recomand să faceți pasul ăsta, dacă vreți să faceți transformările la nivel profund, să faceți și pasul ăsta. Chit că îl faceți acum, chit că decideți peste o lună, când vreți, eu vă aștept cu foarte mare drag, cu inima deschisă, doar că vă recomand să nu amânați, că pentru voi amânați. Da? Asta apropo de depășirea limitărilor. Bun, ce vă recomand pentru luna iunie? Odată, renunță la măștile și aparente, aparențele care te secătuiesc de energie. Față de tine, apropo de ne pe noi, dar și păstrăm măști față de alții și aparențe. E, alea mănâncă energie până la Dumnezeu și toți ființii. Da? Cu cât ținem mai multe din astea, cu cât încercăm să jonglăm cu mai multe bile în care încercăm să arătăm că e bine totul și de fapt pentru noi nu este și nu o simțim ca fiind. Cu atât ne secătuim mai mult de energie. Începeți cu pași mici, dar vedeți ce puteți să eliminați, ce puteți să scoateți, ce puteți să aruncați în altă parte, când aveți nevoie de toate bagajele alea. Apoi, dați-vă voie să explorați și să aduceți resurse noi din claritatea adusă din emoții. Deci, am procesat emoțiile și am cerut lecțiile. Vă recomand dacă aveți provocări pe zona de emoții. Pe zona de sănătate fizică, o să ajungem și acolo. Foarte multe probleme de sănătate în perioada asta sunt cauzate de emoțiile neprocesate. Extrem de multe și au ieșit din ce în ce mai multe la suprafață. Cereți claritate ce mesaj au emoțiile alea pentru voi? Ce mesaj are boala aia pentru voi? Ce vrea să vă arate? Pentru că, în practică, convingerea mea este că nu suntem pedepsiți nici de Univers, nici de Divinitate, nici de nimeni, da? Este doar o tendință neplăcută de câte ori de a echilibra și balansa lucrurile. Este o tendință de a ne face pe noi să înțelegem niște lucruri pe care refuzăm să le înțelegem, vedem, acceptăm. Că noi de multe ori știm. Noi de multe ori știm niște chestii, ne sunt absolut evidente. Ori spunem că le știm și le ignorăm, nu facem nimic cu ele, ori ne facem că nu le vedem. Din punctul meu de vedere, când ajungem la un anumit nivel, este nu mai ai scuza aia că nu știi. Deci eu asta mi-am repetat o mie de câțiva ani, pentru că mie undeva prin 2018 mi s-a deschis clar cunoașterea. Așa am început pur și simplu să știu lucruri. La început, în primul an, a fost un haos, pentru că nu reușeam să disting care sunt. Am avut senzația că eu iau razna în primul an, ca să fiu foarte sincer. E, după care am început să știu și la un moment dat când unele lucruri mi se blocau și eu știam de ce s-au blocat, dar eu nu făcusem ce trebuia în direcția aia. Mi-a explicat mie, ok, nu e luxul să te plângi că tu nu știi. Tu știi, nu faci. E foarte simplu. Tu știi, nu faci. E, așa am avut discuția cu mine, așa vă recomand și voi să vă uitați și să vedeți ce știți și nu faceți. Pentru că, apropo de sinceritate cu sine, apropo de renunțarea la măști și aparențe, da? toate astea nu vă ajută. Și dacă ținem spațiu ocupat cu niște lucruri care nu ne ajută, cu niște resurse pe minus, da? le zic eu, nu avem unde să aducem alte resurse noi și avem o super oportunitate luna asta să ne aducem resurse care vin din claritatea adusă din ce am întrebat legat de emoții puneți întrebări, pentru cu cât puneți mai multe întrebări, puneți-vă mai multe întrebări, da? Pentru cu cât veți face asta pe direcția aia de claritate pe care v-am dat-o, cu atât o să aveți mai multă claritate și mai multe răspunsuri. Puteți după aia să întrebați care e următorul pas. Ok, mi-ai dat informația asta, bun, bun, și eu ceva cu ea puneți întrebările. Cu cât vă antrenați, cu atât o să vă fie mult mai simplu. Și vă confirm de la mine că dacă în primul an a fost un haos și am zis că eu pe cărări, nu dormeam nici nopțile, că veneau prea multe informații, le notam, adică a fost un haos primul an. După care au început să devină din ce în ce mai clar. Acum, efectiv, am flash am diverse răspunsuri la chestii când nu mă găț de ele și vă subliniez asta. Eu nu răspund la comandă. Zim și mie, pă, nu știu, mi-ar mi sta mai bine cu părul roșu sau albastru nu răspund, tot timpul spun, băi, nu sunt mafalda, dar îți spun când vin ele în flux și când nu sunt atașată sau când celălalt nu-mi forțează mâna. Dați-le voie să vină în flux și vă garantez, cu cât veți lucra mai mult, cu atât se dezvoltă partea asta de intuiție, din ce în ce mai mult. Și o să vă știți răspunsurile. Eu acum, în 90% din cazuri, nu am dubii. Pur și simplu știu pentru că știu, n-am niciun dubiu și exact așa e. Când încep eu să mă agăț de câte un subiect, acolo încep să dau greș. De ce? Atașamentul. Bun. Atașamentul. Lucrați de nevoia de control. Da, am ajuns la punctul următor, fără să știu că ajung la punctul următor. Lucrați luna asta. Nevoia de control. Încăpățânarea și nevoia de a avea dreptate. Că vă spuneam apropo de rana de nedreptate care se activează. Atenție să nu le lăsați la butoane și în cazurile voastre. Pentru că vă pot aduce mult mai multe... Pagube decât credeți. În primul rând, în relații. Asta îmi vine să vă spun. Da, orice relație în care noi forțăm să avem controlul, orice relație în care noi ne încăpățânăm și lăsăm ego-ul la butoane, deși poate noi știm că nu avem dreptate, dar nu. Cum să las eu de la mine? Păi, sunt luat de prost. Da, asta e una dintre fricile din rana de nedreptate. Dacă sunt luat de prost și de fraier. E, ideea este că odată se șubrezesc relațiile, plus ajungem într-o chestie din aia destul de toxică care consumă foarte multă energie. Orice bătălie de genul ăsta nu este pe plus niciodată pentru nimeni, să știți. Nu este, că fiecare pierde resurse, ălălaltul o să ne pândească la cotitură ca să ne demonstreze și el cu altă ocazie că a avut dreptate, da? și nu este nimic bun din asta. Puneți-vă energia în ceva ce vă ajută și vă susține. Asta simt să vă spun. Bun. Și apropo de dați-vă voie să nu aveți dreptate, da? este o lună bună în care să ne acceptăm, să ne integrăm și să ne punem pe masă propriile vulnerabilități. În momentul în care au picat măștile, pot să-mi dau voie să fiu vulnerabilă și să spun voi, ok, eu asta sunt, cu plusuri și cu minusuri, eu asta sunt. Și în felul ăsta o să ajungeți și să vă acceptați în prim stadiu mai ușor, și apoi să vă iubiți mai ușor. Pentru că realitatea e că iubirea de sine nu poate să există fără acceptare de sine. Și acceptarea nu înseamnă că sunt perfectă. Nu suntem niciun. E, e doar o chestiune de. o dau în bară mai des sau mai rar, mai zdrabă sau mai puțin zdrabă. Atât. Despre asta e vorba. Dar perfect, nu suntem niciuni. Și nu mai, nu, nu mai trageți de voi să fiți. Nu e nevoie, chiar nu e nevoie. Adică, e. Yeah. Fiecare avem chichițele noastre. La recomandări. Mă întorc la cea curățările și protecțiile zilnic, pentru că asta oricum ne ajută oricând și cu cât e haosul mai mare. Apropo, că vă spuneam că vin foarte multe vești neașteptate și unele dintre ele pe minus, care poate nu au legătură cu noi, dar în câmpul general se formează o mică agitație, da? E, ca să nu fim impactați, mai ales dacă avem un tipar de empat foarte bine dezvoltat sau foarte prost dezvoltat pentru noi, că ne afectează, faceți-vă curățările și protecțiile, că măcar curățați și vă preveniți conectarea la mai multe dintre aceste lucruri. Poate nu la toate, dar măcar oricum reduceți din ele. Apoi, setați-vă obiective realiste și țineți-vă de ele, pentru că degeaba am setat obiectivul realist dacă după aia nu fac pașii spre el, nu fac acțiunile. Renunțați la merele putrede și la distrageri. Merele putrede pot să însemne fie emoții de care ne agățăm, și ne mai ajută, fie situații, fie oameni. I am sorry să zic asta, dar în unele cazuri unii oameni ne trag în spate. Fiți sincere, sinceri cu voi, și dacă aveți posibilitatea, adică la modul nu dacă e copilul, copilul nu am ce să-i fac, da? dacă mă toacă, sau mama, sau tata, sau înțelegeți să zic, în unele cazuri nu poți să-i scos cu totul, trebuie să-ți schimbi atitudinea ta față de toată situația. Dar anumiți oameni este ideal să îi lăsăm să plece. Cu mulțumire și cu grație, mi-a părut bine, na, până aici n-a fost drum împreună. De ce? Pentru că nu recomand fuga, vă recomand să vă uitați și la voi. Bă, ok, ce din mine, întrebarea este tot timpul, ce din mine a permis ca această situație să se manifeste așa? Eu de multe ori îmi dau seama că am ajuns într-o situație pentru că eu n-am pus și n-am menținut niște limite ferme. Uitați-vă ce din voi permite chestia. Poate să fie tiparul de salvator, poate să fie tiparul de codependent, nu mă descurc fără alalt. Da? Asta este asociat de multe ori cu rana de abandon foarte puternic activată. Și atenție la distragere, exact ce vă povesteam eu mai devreme. În loc să-mi văd de focusul meu și să-mi văd de drumul meu și să las lucrurile pe mai încolo, am intrat într-o discuție care mi-a consumat timp, energie și resurse. Deci, bad, n-a fost drăguț ce am făcut. Da? Nu m-a ajutat cu nimic, nici pe mine, nici persoana cu care am interacționat și nici toată situația. Adică n-a câștigat nimeni toată povestea. Aia. Că sunt convinsă că și eu am iritat-o pe ea în momentul în care am început să fiu foarte tranșantă. Adică undeva a fost un ne-win, ne-win de ambele părți. Bun, merg mai departe. Dacă ai probleme de sănătate, că vă spuneam mai devreme, caută neapărat emoțiile asociate pentru că multe vin acum din emoțiile neprocesate. Cereți claritate legat de lucruri. Și vedeți exact ce din mine, ce emoția mea a produs asta. Puteți să puneți întrebarea, dacă am o boală, întrebați-o. Ce vrei să-mi arăți? Care este mesajul tău pentru mine? De ce ai venit la mine acum și ce vrei să-mi transmiți? Cu blândețe, dacă de fapt e mai simplu să facem și bolile și toate emoțiile astea negative să plece, în momentul în care le, le întâmpinăm cu înțelegere. Pentru că de fapt așa și lucrăm cu umbrele noastre. Tot cu înțelegere și cu acceptare. Sunt părți din noi care încearcă să ne protejeze. Ei, și bolile astea au și ele niște mesaje ale lor. Cu siguranță au ceva de transmis. Puteți să puneți întrebările acestea folosind din nou direcția de claritate. Vă recomand, se amplifică. Puteți să facem și fără, dar ce vă dau eu, știți că e o amplificare. Ce facem în program vă amplifică foarte mult efectele. Uh, bun, nu te bloca în planuri și dubii. fă planul și apoi adaugă și acțiune neapărat. Exact ce spuneam, nu, nu intrăm în overthinking, nu intrăm în gândire la nesfârșit pe aceeași temă și nu facem nimic. Facem. Fiți flexibili în execuție. Apropo, adaptați-vă, pentru că dacă apar schimbări și apar schimbări, este esențial să ne putem adapta și replia. Și mai ales, folosiți oportunitățile, resursele și ajutorul pe care îl primiți. Nu uitați? faceți-vă partea voastră, fă partea ta cât de bine poți și apoi lasă-l pe Dumnezeu sau Universul să-și facă partea lui în ritmul lui și în modul lui. Nu forțăm lucruri. Așa vă recomand eu că ies mult mai lin și mai drăguți lucrurile atunci când nu le forțăm, nu tragem de ele, nu ne supărăm că n-a ieșit și tot așa. Bun. Și am ajuns la, cred că, prima parte de întrebări și răspunsuri. Ia să-mi ziceți dacă și cum a fost până acum pentru voi. Dacă aveți nelămuriri, dacă aveți completări, dacă aveți concluzii legate de ce v-am povestit, ahauri, le primesc pe toate cu drag. Așa. Aici o să intrăm pe meditație, dar până la meditație, Înscrieți voi încet dacă aveți ceva întrebări. Nimeni totul este extrem, extrem de clar sau o în de tot. Tot timpul vă pun întrebarea asta ca să știu și eu pe unde m-am poziționat. V-ați regăsit în ceva, ați găsit ceva care va clarifica niște lucruri? A, așa. Am primit un mesaj privat, o să-l citesc cu voce tare, pentru mine e totul nou, legat de meditații, este ok, am nevoie să înțeleg mai bine cum se fac aceste intenții, întrebări pe anumită direcție. Categoric o să-ți să dau toate instrucțiurile inițiale și o să vezi că nu e atât de complicat pe cât sună. Alina, multă informație, yes, I know, dar nu fac asta de fiecare dată, sincer, adică la mine să vă mirați dacă vă dau puțin, înseamnă că nu a întâmplat ceva, de-aia vă și recomand să le revedeți. Uh, pentru că eu multe vi le spun în flux, vedeți că sunt niște chestii trecute pe slide uri și după care eu încep să vă povestesc în flux, da? Așa vin, eu cred că trebuie să ajungă la voi din moment ce se descarcă și e, e de bine. Mihaela, parcă am ședință 1 la 1, e despre mine. Super, mă bucur că te-ai regăsit și mă bucur că ai conștientizat. Bravo, bravo, bravo! Alina, ba da, dar parcă vine din ce în ce mai multă. Vine, vine Alina, asta voiam să zic, asta râdeam și cu sora mea mai devreme, că mi-au mai venit încă vreo câteva idei din alea geniale, râdeam, chiar râdeam cu ea. Evident că sunt la dușcă, știți că ăla e locul meu de idei. Stau la 5 și ceva dimineața, când teoretic ar trebui să dorm. Uh, și chiar râdeam cu ea, că am spus, băi, mă simt o idioată în direcția bună foarte activă și foarte productivă. Da, să știți că mi-au mai venit niște idei foarte mișto, o să vă ajute și pe voi ce, ce mi-a venit în minte. Și haideți că prima dezvăluire o fac acum. Am observat că sunt foarte mulți oameni care se pun foarte rău ei în calea vindecărilor. Foarte rău. Fie că ei nu cred că pot, fie că ei nu cred că este posibil pentru ei, fie că n-au timp, că n-au bani, că n-au resurse să facă procesul de vindecare. Um, și atunci ce mi-am propus este în felul următor Să fac un, um, o sesiune din aia profundă de schimbare convingeri Voi care ați lucrat cu mine mentorat știți despre ce vorbesc Cei care intrați acum de pe data de șapte cu, uh, cu mine în program uh, În, ce, în fără cea mai bună viață o să știți despre ce vorbesc Că și cu voi o să fac sesiuni din alea super profunde de schimbări convingeri O să fac un pachet fix pe tema asta de eu nu merit să primez vindecare, eu nu știu ce să fac cu vindecarea. Și asta e o Băi, eu nu mai știu ce să fac, eu nu mai știu cine sunt dacă încep să mă vindec și las din traume în urmă. E, o să fac o sesiune pe modelul nou, pe care o parte dintre voi ați apucat să-l experimentați, o parte nu, care mi s-a descărcat acum vreo două luni ca sistem de lucru și care este mai puternic decât cel vechi. Și o să pun înregistrarea respectivă gratuită pe YouTube. Asta, asta am simțit azi dimineață că trebuie să fie o parte a mea de contribuție. Și să poată să o asculte cine își dorește să inițieze și cumva își pune singur bețe în roate, să folosească respectiva chestie și să mai deblocheze din lucru încât să își dea voie să primească vindecare, să și dea voie să găsească resurse, pentru că resursele se găsesc. Trebuie doar cu adevărat să vrei. Și să-și dea voie, dacă încă se blochează, să-și dea voie să Vadă beneficiile pe care îi le aduce boala, suferința și durerea, încât să poată să facă pasul următor și să le alchimizeze. Asta o să-mi doresc să fac și asta o să fie disponibilă pe YouTube, gratuită pentru cine o să aibă nevoie de ea. Asta e una dintre idei. Sunt mai multe, dar asta e una dintre ele. Bun, Sorina, am observat de ceva vreme că se amplifică emoțiile, da. Adevărat că nu atât de des reacționez la ele ca înainte. Super, asta este un lucru foarte bun. E foarte multă informație și vine cu claritate. Super! Să fie cu folos și cu drag și cu bucurie. Mulțumesc și eu! Ioana, eu tot la duș am luat toate deciziile importante din viață. Super! Să stăm mai mult sub duș! ce? Deci... <laughs> și eu să știți că mi-am propus la un moment dat, visul meu este ca biroul meu să aibă într-o anumită parte o cadă de unde să pot să stau în cadă cu o scândură din aia pusă pe ea, cu laptopul și să sper că nu-l scap în apă pentru binele meu și binele lui, și să stau să-mi fac o parte din treaba de acolo, mai ales la scrisul cărților ce-mi doresc eu să scriu, cred că o să fie un lucru bun de scris, așa din cadă. Deci, să, să ne vină cu ușurință și să luăm decizii bune. Asta ne doresc, să luăm decizii bune și cu ușurință. Și o să, o să le luăm. Dacă ne reconectăm la noi, știți că tot timpul eu vă spun că soluțiile cele mai bune se găsesc în noi. Ceilalți vin, eu ca ghid, vin ca să vă ajut să faceți curat și vă ajut să vă canalizați energia în niște direcții. Dar tot voi veți face lucrurile. Pentru că eu cred că fiecare dintre noi putem. Nu știm încă cum, nu știm încă faptul că putem. Asta e altceva. Dar noi toți putem. Eu, eu cred că suntem mult mai șmecheri decât ne dăm noi seama că suntem, ca să fiu foarte sinceră. Păcat că nu ne dăm voie să vedem mai des asta. Super! Dacă nu mai avem întrebări, mergem la punctele următoare, adică o să intrăm în curând în meditație. Așa. Bun. Prima noastră meditație este aceasta: de învățare și aplicare. De deprindere de noi abilități care să-ți aducă profit, și pe temele academice, expansiune în business. Asta va fi prima meditație a noastră. O secundă. Aveți nevoie de pauză? Are cineva nevoie de pauză? Nu. Super. Bun. De data asta, așa cum vă spuneam, nu o să vă așezați pe direcție, o să setez eu pentru noi intenția ca lucrurile să se deruleze ca și cum am fi în acel moment de timp și spațiu. Da? Că de la o vreme am mai descoperit și capacitatea de asta, că mă întreba cineva, mă întreba sora mea de o chestie, de unde știi că funcționează? De ce o faci așa? Pentru că eu am spus că funcționează și funcționează. Adică, de ce nu? Aveți grijă că puterea minții voastre este foarte zdravănă puneți-o pe plus să vă susțină, să vă ajute, nu să vă dea la picioare. Și asta se face tot cu antrenament, da? Apropo. Chistirea la micuțe făcute zilnic. Bun.